Doi migranți au fost împușcați de polițiștii de frontieră într-o urmărire ca în filme în Timiș, înghesuiți în două mașini alături de alți 10 străini. Bărbații au trecut ilegal granița, călăuziți de doi sârbi. Ofițerii au blocat drumul ca să-i oprească, dar traficanții l-au spulberat barajul în viteză. Urmărirea s-a încheiat cu împușcături și 4 răniți, printre care 2 polițiști. Ora 3 dimineața, la granița dintre Serbia și România, trec două mașini cu 12 oameni traficați de două călăuze. Din Serbia au reușit să intre în țara noastră prin Moravița. Prima tentativă de oprire a traficanților a fost în localitatea Denta, pe drumul European 2. Mașinile pline cu migranți erau așteptate de către polițiști cu un baraj din autoturisme. Imediat ce au văzut blocajul, traficanții au încercat să-l spargă. Fără nicio ezitare, s-au tras două focuri de armă de avertisment, apoi polițiștii au tras înspre mașini. Au împușcat doi migranți. Unul dintre ei este rănit grav, internat la Spitalul Județean din Timișoara. Celălalt e minor și este în stare stabilă la Spitalul Municipal. Este vorba despre un pacient de aproximativ 17 ani de origine afgană, care a venit cu o plagă împușcată superficială. În misiune au fost răniți ușor și doi polițiști. Aceștia au forțat barajul poliției de frontieră. Practic, polițiștii s-au ferit în ultimul moment. Un singur traficant a fost prins după ce ofițerii au reușit să oprească una dintre mașini. Cel de-al doilea a fost identificat și este dat în urmărire. Este al treilea caz de trafic de migranți din ultima lună pe teritoriul României. Ultimele două au implicat peste 140 de cetățeni irachieni și sirieni veniți pe ruta portului Mangalia.